Veste proastă pentru locuitorii orașului Bălți, unde pâinea s-a scumpit cu un leu. Reprezentanții combinatului de panificație spun că au fost nevoiți să ia această decizie, deoarece le-au crescut cheltuielile de producție, titrează portalul de știri tvremodova.md. După ce au văzut noile prețuri, mulți cumpărători, în special pensionari, au făcut cale întoarsă de la magazine. Franzela nefeliată costă 6 lei și 50 de bani. Franzela feliată costă 7 lei, dar era 6 lei. Pensionarii sunt șocați, iar unii chiar nu mai cumpără. Alții spun că nu au încotro trebuie să mănânce, scrie tvremoldova.md. Ultima dată, combinatul de panificație bălți a majorat prețul pâinii în luna noiembrie a anului trecut. Atunci când reproduse s-au scumpit cu peste un leu. Reprezentanții combinatului spun că și de această dată nu au avut o altă alegere. Alexandru Polevoi, directorul financiar al combinatului de pâine din bălți, a declarat pentru tvremoldova.md că această creștere a prețurilor la carburanți, la materie primă, majorarea costurilor legate de plățile salariale, creșterea cotelor la energia electrică și gaze, a dus ca prețurile la poziție de bază s-au majorat cu 91,96 de bani. Cumpărătorii sunt revoltați de noile scumpiri. Cei mai afectați sunt pensionarii. Timp de 24 de ore, combinatul de panificație din bălți produce 30.000 de franzele.